Bună ziua! Pentru astăzi voi pregăti sushi, da? O să vă prezint ingredientele cu care vom face noi, adică preferatele mele. Puteți face și castraviețe, puneți și ce doriți dumneavoastră, și morcov, și absolut orice doriți. Eu am să fac cu pește roșu și avocado, da? Mai întâi o să ne ocupăm de orez, pentru că orezul necesită un pic de timp, da? Nu prea mult, dar totuși avem nevoie ca să-l punem la fiert. Deci am 300 de grame de somon, avocado, cât doriți puneți, eu o să pun 2, am brânză topită, 3 linguri de zahăr, aici am un oțet pentru orezul nostru, 500 de grame de orez, un fel de risotto pentru sushi. Aici am algele pentru să le înfășurăm și așa bețișoare de bambus. Eu deja le-am împachetat pentru că mi-e bine așa în folie când învârți, mi-e ușor, da? Și brânză topită. Și aici am un ginger marinat. Deci o să ne ocupăm de orez, cum v-am zis. Avem nevoie de 800 de grame de apă. Mai întâi o să spălăm orezul. 4-5 ape, sub jet, da, rece. Îl punem într-o cratiță cu fundul gros, neapărat. Punem pe foc. Dăm focul puțin mai mare, da? Și după, da, un pic, îl reducem mai încet. Am spălat orizul în 4-5 ape, puteți și mai mult, apa să fie cristalină, adică să iasă tot amidonul, da? Să fie alb, alb. Acum vom pune apa peste orez. 800, da? Cum v-am zis. Trebuie să acopere, da, mâinile vă scurate, trebuie să puneți așa palma ca să acopere toată palma, da? Mai avem nevoie de încă puțin. Așa. Am pregătit o folie pentru ca să o punem deasupra. Da, așa. Folie de bucătărie. Punem deasupra, da? Punem orezul la fiert până începe să fiarbă, apoi scădem flacăra până mai lăsăm 20 de minute, până lichidul se va absorbi, da? Acum cu folia, 3-4 straturi undeva să aibă, acoperiți și puneți la foc mare până începe să fiarbă și după reduceți. Haideți să vă arăt cum am făcut. Am strâns bine, bine, bine. Și îl las la foc mare, după reducem. Vă amintesc, da? Vom pregăti amestecul pentru orez, da? 125 de mililitri de oțet pentru sushi, da? Cam atât, da? Și 3 linguri de zahăr. Așa și un pic de ulei. Trebuie să punem o lingură, da? Amestecat totul și vom turna peste orez. Orezul a fost oprit și tot așa stă sub folie. Amestecăm bine, bine compoziția aceasta și vom turna peste orezul gătit. Uitați, nu are niciun pic de apă.
Amestecăm bine, bine compoziția și turnăm peste. Amestecăm și lăsăm să răcească de tot, până noi ne pregătim somonul, avocado, să tăiem și prânza topită. Acum tot vă arăt cum să amestecăm compoziția. Așa, o să punem peste. Și cu o spatulă vom amesteca tot. Iată, vedeți cum mi s-a făcut orezul mie. Foarte, foarte bun, să știți. Așa cum v-am zis. Odată fiert, l-ați dat încet, tot cu folia deasupra. L-ați oprit, l-ați lăsat. Minunat, iată, vedeți? Nu e nimic complicat. Amestecăm bine, bine, bine. Ia uitați așa, între atât de bun orezul ăsta, nu aș mânca așa fără, foarte bun să o primim. Vedeți? O lăsăm o să răcească. Pregătim. Tăiem pe lungime felii să fie somonul și avocado. Și începem să facem încet, încet. Nu nimic greu. Dar în schimb mâncăm frumos, restaurant, chinezesc la noi acasă. Haideți că să începem. Luăm câte una, da? Sper una să fie. Eu voi pune așa. Și așa, da? Acum voi pune orezul. Puneți atât cât cuprinde algea, da? Și-l tăpați frumos. Nu va rămâne undeva lipsă. Tot până la sfârșit. Iată așa, maxim de un centimetru să fie, da? Așa, frumos. Aranjat. Tapat. Și pe mijloc punem somon, da? Acum, vedeți, depinde cum vreți să fie somonul. Mai mult, mai puțin. Iată așa. Și prânză topită. Puneți, da? Până la sfârșit, da? Pe mijloc să fie. Doar pe mijloc. Așa. Și încep. Ia uitați așa, puneți deasupra și o strângeți foarte, foarte tare așa. Și mai departe la fel. Până la sfârșit. Uite așa. Vedeți? Punem la rece și după o tăiem. Miroase excelent. După o tăiem.
acum vom face cu avocado. Frumos. Spunem bucăți de avocado. Așa, mai mare. Mie îmi place avocado mult. Și la fel tot punem prăstopit, da? Este avocado așa. Lucrați cu mânușile, nu aveți nevoie de niciun sac. Ați văzut că, de simplu, trebuie să lăsați aici pe margine că tot timpul să... Și iarăși din nou. Mergeți peste. Și să urătiți foarte bine. Și să strângeți, da? Dacă vă se pare că nu e strâns, o mai strângeți odată. Se lucrează foarte ușor. Nici n-aș știut că pot să fac sushi la mine acasă, că